Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au făcut o altă descoperire cu tentă infracțională la sfârșitul săptămânii trecute. Oamenii legii au depistat un autoturism marca Chrysler 300, înmatriculat în Bulgaria și declarat de autoritățile din țara vecină drept bun căutat pentru confiscare. Mașina era condusă de un șofer român în vârstă de 27 de ani, alături de care se mai afla și o femeie în vârstă de 60 de ani. În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alerte introduse de autoritățile bulgare. Șoferul autoturismului a declarat că a obținut mașina în urma unui schimb cu un conațional și nu avea cunoștință despre faptul că acesta figura ca fiind furat. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul în valoare de 100.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.